Bistrițenii mai au la dispoziție doar câteva zile pentru admirarea Leaua Pestriță, o minune a naturii ale cărei petale se aseamănă cu o tablă de șah. La Leaua Pestriță crește într-o pădure seculară de stejar din localitatea Odorheiul Bistriței, iar durata de viață a florii este de doar 7 zile. La Orheiul Bistriței, într-o pădure de stejar, cresc an de an mii de lalele pe o suprafață de teren de câteva sute de metri pătrați. Nu este vorba de lalelele obișnuite pe care le găsim în grădini, în parcuri sau în florării, ci despre o specie ocrotită de lege, laleaua pestriță. Am auzit de laleaua pestriță, dar n-am fost niciodată să o văd în perioada când ea este înflorită. Să văd și eu frumusețea asta naturii. Și ce ați văzut? Lalelele. Pentru lalele am venit. Laleaua pestriță este o minune a naturii, având o particularitate aparte. Înflorește doar 7 zile, după care se ofilește. Din păcate, de la an la an, numărul acestor minunății scade considerabil, fără ca cineva să poată interveni pentru a proteja zona în care aceasta crește. Protejată și nu prea protejată. Mai mult neprotejată decât protejată, pentru că ce se întâmplă? Sunt condițiile în care comuna de aici îi dă drumul la animale. Am fost și anul trecut, am fost și acum de ani, am fost pe aici și am văzut. Deci prin toată pădurea asta sunt animale. Stau la umbră. Laleaua pestriță, care crește în pădurea de lângă localitatea Orheiul Bistriței, este protejată prin lege încă din anul 1976, însă nimeni nu a făcut nimic ca area de răspândire să fie protejată pentru a nu fi distrusă. În cinstea acestei flori și pentru protejarea ei, în luna mai, Primăria Comunei Cetate organizează un festival care poartă numele de Laleaua Pestriță, urmat de o tradițională serbare câmpenească. La festival participă cele mai prestigioase formații artistice din județul Bistrița-Năsăud, precum și invitați din întreaga țară.